În acest videoclip o să-ți arăt peste 6 metode de făcut bani online cu un website. Deci dacă ai un website sau vrei să-ți faci un website sau un blog, acest videoclip este pentru tine. Eu sunt Madeline de la MP Educativ, iar pe acest canal găsești videoclipuri despre digital marketing, bani online, afaceri online și multe, multe altele. Așa că dacă ești interesat, nu uita să apeși butonul de subscribe. Prima metodă de a face bani online cu un website este și cea mai cunoscută, reclame. Dar aici ai două opțiuni. Prima opțiune este cea de la Google AdSense. Știi bine că poți aplica la Google AdSense să pune reclame pe site-ul tău, iar tu câștigi bani atunci când utilizatorii vin să citească de pe blogul tău. Dacă te duci aici pe MP Educativ, de exemplu, o să iau un articol oricare, o să vezi acest banner de jos, este de la Google AdSense. De asemenea, aceasta este o reclamă de la Google AdSense. La fel și aici. Deci acestea sunt reclame de la Google AdSense, dar există și a doua opțiune. O să-ți dau exemplu tot de pe MP Educativ. Dacă mă duc pe prima pagină, vezi aici această reclamă. Această reclamă nu este de la Google AdSense, pur și simplu. Tu poți să vii un spațiu unde diferite companii, diferite persoane poate să pună reclamă pe site-ul tău. Bineînțeles, vei fi plătit. De exemplu aici, Linkozorde, am pus o reclamă doar pentru acest tutorial. Deci vizitatorii care vin pe site-ul tău web văd această reclamă. Dacă sunt interesați, apasă, se duc către Linkozorde. Iar de asemenea, dacă ei sunt interesați să pună și ei reclamele cu companiile lor sau ce vor să pună reclamă pe site-ul tău, pur și simplu apasă adaugă o reclamă. Iar aici ei te vor plăti pentru acea reclamă. Cât te vor plăti depinde de tine. Cât setezi tu, cu cât vrei tu să vinzi acel spațiu. Îți dau un exemplu rapid aici. De exemplu, poți să cumperi acest plugin, de asemenea ai un link la descriere, iar după ce l-ai instalat pe site-ul tău, poți să vezi aici că poți seta cât poți să cer pe reclame. După cum vezi, poți să cer pe click, pe vizualizări și pe zile. Deci dacă cer bani pe click, de exemplu, eu am site-ul, tu ai o companie, ai un contract unde vrei 20 de click-uri de la mine de pe site către compania ta. Ei bine, cu 2 dolari pe click. Deci practic când vei primi acele 20 de click-uri către site-ul tău, nu o să mai apară reclama ta pe site-ul meu. La vizualizări la fel, iar pe zile la fel. De exemplu, 7 dolari pentru 7 zile. Bineînțeles că ai foarte multe opțiune și setări, poți să alegi ce design vrei pentru reclamă, ai foarte multe designuri aici, deci dacă te interesează poți să verifici tu. Acum trecem la a doua metodă de făcut bani online cu un website, iar aceea fiind marketing afiliat. Dacă nu ești nou pe acest canal, probabil că știi ce este marketing afiliat, doar în câteva cuvinte, tu promovezi un serviciu sau un produs, iar atunci când cineva vine pe linkul tău și apasă pe linkul tău să cumpere acel serviciu sau acel produs, tu vei primi comisiuni. Foarte ușor. Poți să verifici acest canal pentru mai multe despre marketing afiliat. Dar acum vorbim despre metode de făcut bani online cu un website. Deci dacă te duci din nou pe MP Educativ și mă duc, de exemplu, pe cum să faci un forum, dacă dai mai în jos, o să vezi aici SiteGround, este un link afiliat. Atunci când cineva apasă pe acest link și cumpără un serviciu de la SiteGround, eu voi primi comisiune. Deci aceasta este a doua metodă de a face bani online cu un website, marketing afiliat. A treia metodă este sponsorizare. Diferite companii te pot contacta să-ți ofere o sumă de bani pentru a face un articol în care vorbești despre compania lor. Adică, practic, tot un fel de reclamă. Desigur, asta nu înseamnă că trebuie să-ți umpli site-ul de articole sponsorizate, dar din când în când se merită să o faci. A patra metodă de a face bani online cu un website, foarte simplu, depinde de nișa în care ești, poți vinde diferite produse digitale. Ce înseamnă asta? Crezi diferite produse în Canva sau, cum am zis, depinde de în ce nișă ești, sau poate chiar un curs online, este tot un produs digital și îl poți vinde. Dacă ai trafic pe site, poți redirecționa vizitatorii către acea pagină unde vinzi acele produse digitale, iar cu asta poți face bani. A cincea metodă de a face bani online cu un website poate funcționa foarte mult atunci când creezi o comunitate. Deci, practic, audiența ta să-ți iubească conținutul pe care îl postezi pe blogul tău, deci poți accepta donații pe site-ul tău. Atunci când oamenii îți iubesc conținutul și formați o comunitate, poți pune un buton de la PayPal sau sunt diferite plugin-uri prin care ei pot să-ți doneze bani. Nu este rușine să accepti bani din donații, trebuie să te gândești că acest site pe care îl deții, plătești găzduire, plătești domeniu, depui muncă să creezi conținut și multe, multe altele. Așa că de ce să nu fie răsplătit? Iar ultima metodă de a face bani online
Îți trebuie puțin trafic pentru această metodă, dar o să vorbim în câteva secunde și despre trafic. Se numește guest post. Ce înseamnă asta? Este un fel de sponsorizare. De exemplu, tu ai un blog, eu am un site web, o companie sau poate chiar tot un blog, iar tu ai foarte mult trafic pe site-ul tău. Eu pot să vin să te plătesc, să-ți dau niște bani și să mă lași să-ți scriu ție un articol pe site-ul tău. Nu trebuie tu să scrii, tot eu trebuie să scriu pe site-ul tău. Interesant, nu? Dar la ce ajută asta? Ambele părți câștigă. Practic, tu câștigi niște bani de la mine plus un articol pe site-ul tău pe care nu-l trebuie să-l scrii tu. Iar eu câștig ceva trafic de pe site-ul tău venind spre mine și chiar un backlink foarte bun. Adică, am mai vorbit și în alte videoclipuri, ajută foarte mult la SEO. Dacă site-ul tău este văzut bine de Google și primești trafic mult pe site-ul tău, dacă tu pui un link într-un articol către site-ul meu, eu voi primi un backlink, backlink bun, iar asta mă ajută și pe mine, Google vede site-ul meu mai bine și îl urcă mai sus pe Google. Foarte, foarte simplu. Sper că ai înțeles. Dar pentru ultima metodă de a face bani cu un website, adică guest post, cum am zis, îți trebuie ceva trafic. Cum să aduci trafic pe site-ul tău? Sunt foarte, foarte multe metode. O să mai găsești pe acest canal. De asta, nu uita să apeși butonul de like dacă te-a ajutat acest videoclip, butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o deja și clopoțelul să fii la curent cu toate videoclipurile mele. De asemenea, poți să te duci pe acest canal, te poți duce la playlist-uri, iar aici te poți duce la generează trafic, promovare produse, poți să găsești câteva videoclipuri despre cum să aduci trafic pe site-ul tău. Dar cum am zis, o să mai postez și despre acest lucru. Sper că ți-am fost de ajutor, eu sunt Madeline și ne auzim în videoclipurile următoare. Ciao!